Percheziții de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor. O grupare specializată în furt și vânzare de utilaje agricole din Franța se află în vizorul forțelor după ce suspecții au cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Gruparea sustrăgea tractoare de mari dimensiuni, precum și diverse utilaje din Franța. Acestea erau aduse în țară cu documente false, iar apoi vândute la jumătate din valoarea inițială. S-a constatat că, înainte de a fi vândute, suspecții ștergeau seriile utilajelor pentru a nu fi recunoscute. Perchezițiile procurorilor și polițiștilor se desfășoară la nivelul a 6 județe, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Prahova, unde sunt vizate locuințele membrilor grupării. Deschide! Din grupare ar face parte 17 suspecți care urmează să fie duși la sediul DIICOT din Timișoara pentru audieri. Se pare că aceștia acționau încă din anul 2013. Ați furat utilaje agricole din Franța?